timp și energie și n-am mai apucat să mă duc de școală la nivelul la care aș fi vrut și asta este un factor decizional, așa că cred că în ultimă instanță mă ghidez după ceea ce mi-ar place mie cel mai mult. Și aici nu mă refer la o chestie ușoară doar să aștept să vină la mine, ci la o chestie care mi-ar aduce satisfacție chiar dacă implică muncă. Ce sens? Robert, știu că mai ai antrenamente, nu vreau să te mai țin minte, așa că o să te rog, o să te mai întreb un singur lucru. Care este locul tău preferat în care mergi cu drag? Păi, după atât de mult timp în care am învățat pe de rost drumul către bazin, am învățat să merg cu drag de fiecare dată când mă duc la bazin, așa că bazinul este locul meu preferat. Hai să mergem într-acolo. Să mergem la bazin. Pe unde am ajuns? Eu nu știu. Te-am mai dus. Deci, pe aici e baza de canotaj. Baza de canotaj era în spate, dar am trecut de ea. Ce tare, știm că văzusem că tatăl tău a fost antrenor de karate? Da, da, el asta a început, a avut clubul de karate, acum vine și a luat și certificat de preparator fizic special. Acum e pe finalul și construiește un poligon și acum chiar zilele de săptămâna asta și a terminat ultimele examene pentru școala de antrenori de tir sportiv. Așa că este în plină activitate sportivă, să zic așa, da, și continuă, face mișcare de cel puțin, cred că 3-4 ori pe săptămână. Adică, da, mai e la o firmă din Pitești de bază și securitate și el e coordonatorul BESLO și le oferă examene și diverse ce mai face pe el acolo, adică este extrem de activ, este mult mai activ ca mine. Dar tu crezi că în copilăria ta cumva ai fost împins așa de, sau să ți-a fost insuflată fără să-ți dai seama partea asta de sport, de performanță? Categoric. Eu, acum când am început să cresc mai mult, mi-am dat seama cât de mult m-a ajutat mentalitatea și felul părinților mei de a fi pur și simplu în a reuși să fiu ferm în ceea ce înseamnă sport de performanță, adică să nu mă plâng niciodată pentru că nu are sens, adică nu faci nimic dacă... Exact, adică faci ceea ce, dacă era ușor, probabil toată lumea o făcea, așa că scopul, dacă știi scopul și îl urmărești, nu ai de ce să te plângi că e greu, pentru că a trece prin greu înseamnă a-ți atinge scopul în moment dat, ceva de genul ăsta e mentalitatea și da, categoric sunt un întrebare. Sunt oamenii sportului, părinții mei și nu m-au împins direct să faci sport de performanță, că trebuie să faci sport. Da, clar, asta. Categoric, niciodată n-am simțit presiunea asta. Dar mă gândesc că ai văzut asta în familie și atunci... Exact, a fost mentalitatea aceasta de sportiv care a rămas cu mine și se vede în rezultatele pe care le-am avut, această mentalitate. Și ceilalți colegi ai tăi sau provin tot așa din familii care au zona asta de sport foarte bine? Nu știu decât de Martin Daniel, care și el este celălalt sportiv notător român calificat la jocuri cu barema. Știu că tatălui este un mare sportiv, dacă nu mă înșel, culturist și sunt convins că tot la fel are mentalitatea asta insuflată și e o educație mai mult care ți este imprimată când ești mic, în felul în care să te comporți sau să tratezi anumite lucruri. Chiar mă gândeam în timp ce spuneai că da, uite, apropo de ce e nevoie, cred că asta e o componentă foarte importantă. Dacă înveți să crești cu mentalitatea asta, după aia ți-e mult mai ușor. Așa este. Așa. Să te... Da. Că mi se pare că componenta asta psihologică e foarte... Da. Joacă un rol foarte important. Exact. Și să reușești să-ți dai shutdown în momentul ăla. Exact. Mi se pare o abilitate foarte... Așa este, da. Greu de obținut. Da. Dar cred că se oprește lumina asta.